Numai salutări, fraților, am început munca de teren. N-am avut mănușă. Am venit după țăruș ca să delimităm terenul. Acolo unde v-am zis că o să începem în viitor. Acum trebuie să stăm să ne strângem mai mult să ăsta, dar o să fie ceva tare. Și aici sunt țărușii. Au venit pe alții cu mașina. Și... să vedem ce are aici pe alții. Mănușă de box. Palmare. Reflectorizante. Preciniu. Ultimul model de mastodont neon. Ăsta rezistă, pui pe asfaltă un an de zile, n-ai o treabă. Înțelegeți? Ni ore jumat. Ni. Ăștia vulcanizează pompa de aer. Bagi în vulvă, după cum desculțarea ar mai pustat-o, și bagi acolo și intră, înțelegeți, să umflă talpa grea. Aici suntem pe structură mecanică. După cum puteți vedea, înțelegeți? Ni? Uită-te ce e acolo, numai uită-te. Uită-te, uită-te. Ce e acolo pe ții? Uită-te, uită-te, că nu e ăsta, zi. Că, nu că te munșim, ferești. Munșim, nu mă, exact, nu mă ferești, noi munșim. Vezi câinii, vezi câinii. Nu-i voie pe ții. Bă, uitați, mărimea 44. Uite ce frumos și mă. Da, dragi ghei, sac de pureci. Nu e adevărat. Ni. Ăștia, bă, comerciant, pe ăștia. Bă, să vedem, arată-i, nu ăștia, să văd. Ce-i să arată? Numai nu e proba. Numai nu e proba. Gata, trebuie să ne închid înapoi. Și apoi de aici. Și apoi de aici. Lasă și cearceaful, să vadă că-l mascăm. Suntem pregătiți, prieteni, cu două balose, după cum puteți vedea. Uitați, pe stânga e ăla și pe dreapta ni. Mă simt ca în Asgard. Tu l-ai, domne, amum m-a botezat Odin zeu ăla. Amum mi-a dat ciocanul, nicum îl ridic din podea. Au, nicum l-a ridicat. Amum stor îl ridică. Vecinul, ești și vecinul. Păi ești și vecinul, pe noi vecinul, prea. Să trăiți. Doamne ajută. Doamne ajută, vecine. Sănătate, capitane, să... Doamne ajută. Cine? Aici. Nu, o vine și el cu arma, înțelegeți, pune pe el să vadă. La, nu să, o vine la duel. Cu paleta de muște, sau ce paletă? Înțelegeți, după cum puteți vedea, dați-vă o șansă la ciocanul Mithril Hammer, la rutor Mojolniru. Adică Mojolniru, vezi ceva? Că vine către noi. Nu, nu-i nimic. Adică. Prețin, Mojolniru. Nu vrei să cumperi nicio altă parcelă. Mojolniru, lăsați prețin, că aici ai Mojolniru. Mojolniru versus paleta de muscă, înțelegeți? No, hai să vedem. Ce faceți? Din doză. Fraților, nu v-am mai filmat nimic de ieri de la teren, pentru că ați văzut pe ții, era foarte agitat și foarte așa. În schimb, o să vă filmez astăzi excursia pe care o vom face împreună cu zigalul meu și dinozaurul ăsta. Au, parcă când era dinozaurul. Kenzo e, vadă, Tokyo Pterodactyl, ăsta e zigalu. Kenzo dinozaur. Da. Și tu orangutan. Da. Și tu ce ești? Eu? Da. Eu sunt populaș. Tu populaș, da. Da. Dar nu mai îmi ciufuli părul. Mulțumesc. Eu populaș. Așa. Stăm toți trei în pat, am făcut cuca. Și acum ne uităm la film. Ca băieții. Rămâna pe ecran. Ca băieții, noi trei. Noi trei ca băieții. Noi trei ca băieții. Vrei papa? Vrei papa? Revenim. Gata, fraților, am intrat. Uitați aici. Mini grădina zoologică de la Cluj. Ăștia-s ratoni. Ăștia, nu știu. Nimă, ăsta are de aia pe un ochi. Cum se numește? Cataractă. Cataractă, raton, și ăla raton. Și ratonul ăsta, stai acum să o trezim. Nică stăm. Cum stau eu. Tu nu ești raton, tata, așa-i? Tu ești furnicar. Da, mă, nu sunt morcov. Hai să te ducă tata la cai. Scoate mâna din guriță. Ce fă pândăi, dihori.
Ce chiar să faci? Na. Uite, am luat 3 găleți. Eu, îi trebuie, îi trebuie. Ce faci, șorecarule? Na, 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 na. Trifoii. Așteaptă, uitați cum așteaptă calul. Bine, nu cu degetul ăla, uitați cum așteaptă calul. Pe aici îl iau și îl pun direct pe cal. Ce e să-ți dea lupul? Oare îl vede, bebe? Te-a molins. Na, ține să filmeze când îl duc pe copil. Na, îți dă tata să... Da, e pornită? Asta merge? Da. Zi, mă, îți pun direct în palmă. Stai să îl prinde fund cu mâna care mi-a lins-o călupsul. Dar nu te-i pun primul. Și pe mama. Tata. A, da, la tata. Prima ta interacțiune cu un cal. Hai, vine unul. Se blond. Bă, ce ai? Ești flământ sau ești gelos? Ești flământ. No, pentru treaba asta. A, ui, ce fricos e ăla, bă. Hai, mă, să-ți dau să mânci. Căluțul blond. Să ia muștele de pe spate. Zic, mie chiar nu-mi dai nimic. Tu că ai fost mai nesimțit, îți dau direct din găleată. Ferească Sfântul. Păi e scalul. Atâta despre cai. Să te văd ce faci la lame. Vezi că am cu... No, ăștia nu știu să vă zic ce azi. Parcă-s iepuri. Nu știu cu ce combinați. Ceva corcituri. Uite ce picioare subțire are. Ce deal a urcat. Nii, tată, țapu. Ieduțu. Vezi, Ieduțu? Na, uite-te în jos. De? Să nu-mi scap. Doamne, cum să mi-e Ieduțu. De să nu... Nu, mami. Uite, Ieduțu, tată. Na, te pun între ei. De să unde-i garucior? Să le dau de mâncare. Te pune tata între Ieduț. Hm? Așa să uită ăștia, gândiți că... Numai ăștia nu-s carnivori. E, parcă... O găleată. Uită-te la ăla. Perversule. Du-te la papa, du-te că-ți dă papa. Ce că tu ești bine, am uitat. No. O de asta mi-aș lua și eu. Să țin acasă, în curte. Uite unde a aruncat găleata. Le-a dat mormarul din morcov în cap. Din cap a scos
Asta de când o știu, pisica sălbatică, tot așa face, nu mă târcole dă. Nu o să iau pisică de asta. Kenzo când se enervează sare pe mine și mă prinde, nici că e animal de pradă, ape asta. Ne. Că la asta bucăți de carne. Și leu, știi? Cum se învârte în cușcă. Bucăți de carne trebuie să ne dea, nu, morcov și porumb. Așa. Așa cum a dai la mare. Hai. Hai. Ui cât e muște are ăla pe lângă. No, dai la asta să văd că nu ți-e frică. Dai, mami. Dar mi-e frică. Nu-ți faci nimic, iubirea mea, dai. Mi-e frică. Nu ajunge să-ți... Dar nu... Da. Ia cu buzele. Dai prin gaurica asta atunci, nu. Nu vreau. Ce faci? S-o dat la femeia asta. Nu-i pe Bambi. Ne-i tată. Nu. Nu. Uite cum mănâncă oițele. Cred că n-am mâncat de câteva zile. Deci dacă v-ați întrebat vreodată cum arată oile în Camerun? Oi cameruneze. Au burta neagră și picioarele. Gata, mini excursia noastră. Uite, rotunda, am crezut că racilor de vacilor. Gata, mini excursia, pentru că o și început ploaia. I-am și dat să mănânci un pic și o vomitat tot. Reflux, nici fain nimă gata. E și de ultima găleată. Uite la, dacă nu la ăla nu e. La lamă. Hai să-i dăm la lamă. Nici fain este. Discuipați către mine sau copilul meu sau femeia mea, vă sparg. Dar nu pe acolo. Nu, hai pe aici. Mami, pe la gar, pe la... Zim că ți-e frică de lame fără să-mi zici că ți-e frică. Ui, ce vine ăla. Nu povestezi? Stai tu și pe mama. Da. Tu atunci pe mama, mă? Da. Casa faci? Dragostea mea! Tu povestești cu mama? Da, mama, tu ce-o povestești acolo? Ne spui ce-ai făcut astăzi? Da, ne spui ce-ai făcut astăzi? Povestește de animăluță. Că ești băiat mare. S-a fost la animăluțe, mama? Da? Bravo, iubirea mea! Un om vomita pe el și a început ploaia. Bravo, tu a fost la animăluțe! Să-ți mănânc cu ruțul tău. Du-te să te fac. Dragostea mea. Să-ți iai tata un lemur acasă. Ține iubirea mea. Ține sufletul meu. Cum vorbești? Ține dragostea mea. Gângureală. Mă te pap. Vin ți-ți papițorusele. Și rămâi fără ele, mama. Sau păi ține față, că nu o să mai e pițoruse, că le fac mai neva pe toate. Da. Și tu? Te pap tot. Mi-am pus înghețată. Rocky. Sufram pe el și simțeam mirosul, gustul de banană și de afine. Foarte bună înghețată asta. Vedeți cum făcea? Linge aerul. Da, o început ploaia, prieteni. Și n-a mai putut sta, dar e bine pentru el să îl bage așa prin chestii noi, chiar dacă e mic. El își dă seama că nu mai văzut chestia aia. Cum face? Da,
Vă lăsăm. Ce faci, mă, mămuș? Pe șeful tău, mămuș, mă, mămuș pe șeful tău. Mămuș pe șeful tău. O seară minunată, fraților. De seară ne vedem la tenis. V-am pupat.